De mai bine de 500 de ani, Mănăstirea Voroneț din județul Suceava își sărbătorește ocrotitorul în data de 23 aprilie. Anul acesta, hramul istoric al așezământului monahal, ales de însuși ctitorul său, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, a fost sărbătorit prin Sfânta Liturghie Arhierească. În ziua hramului Mănăstirii Voroneț, Sfânta Liturghie a fost oficiată de preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, în cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre actualitatea mărturisirii Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință, îndemnându-i pe credincioși să-i urmeze exemplul pentru dobândirea mântuirii. Că în momentul în care împăratul Dioclețian a impus, drept normă, în mod obligatoriu, închinarea la Zeul Soare, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cu un curaj și cu o iubire de plină față de Hristos, și-a dat demisia din funcția importantă pe care o ocupa. În fața unui asemenea gest de cutezanță și de frondă, împăratul l-a pedepsit aspru. Când iubești un om cu întreaga ta ființă, când simți că acea persoană îți dă o bucurie de nedescris, numai rostirea numelui acelei persoane deja deschide gazurile unei desfătări spirituale, sufletești extraordinare, nu există obstacole pentru cel care iubește. Nimic, nu există imposibil, nu există ceva care nu poate fi escaladat. Iubirea este cea care topește totul. La final, ierarhul a primit din partea obștii monahale o icoană cu Sfântul Cuvios Daniel Sihastrul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ctitorii mănăstirii Voroneț, în alt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a binecuvântat ca oaspete de onoare să fie astăzi Preasfințitul Episcop Ignatie al Hușilor, cu care ne-am mai întâlnit și pe alte meleaguri, unde sunt români noștri, ne-am întâlnit la Episcopia de Bălți și am ținut mult de tot să vină să slujească o dată și în fața Icoanei Judecății de Apoi, aici la Mănăstirea Voroneț. Orice moment de rugăciune petrecut la mănăstirea Voroneț este plin de o mireasmă duhovnicească aparte. Anul acesta, întrucât particip de 33 de ani de la reînființarea mănăstirii la cele două hramuri, anul acesta a fost un moment deosebit și prin protia preasfințitului Ignatei de la Huș. Am apreciat cu toții slujirea preasfinției sale și, desigur, și cuvântul bogat și frumos de învățătură. La final a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru prima stareță a așezământului monahal Stavrofora Irina Pântescu.